Bună ziua! Sunt Irina, de profesie psiholog, autoarea cărților cu Fram și astăzi vă povestesc despre mama Gabriela din București. Ea se simte extrem de iritată în momentul în care copilașul ei are o criză de furie, devine neascultător sau țipă. Această mămică și-ar dori să afle cum să se ajute pe sine în primul rând. Gândurile automate create de mintea noastră sunt cele care ne cauzează emoții intense. Dacă ne gândim că avem un copil problemă, un copil neascultător, un copil care încearcă să ne șantajeze, un copil care nicicum nu reușește să fie cu minte sau să stea liniștit, simțim cum frustrarea și furia încep să prindă putere. În loc să trecem la acțiune, este mult mai benefic să observăm fluxul gândurilor și felul în care ne percepem corpul în acele momente. Cum putem schimba povestea din mintea noastră? Reamintindu-ne că este doar un copil, că acum învață despre lume, despre viață, despre sine însuși. Este doar un copil cu un sistem nervos complet imatur, iar așteptările noastre de părinți obosiți depășesc cu mult puterea copilului de a le împlini. Creierul unui copil mic încă nu este capabil să-și controleze impulsurile, pornirile de moment. Schimbând povestea care rulează în mintea noastră, în mod aproape inconștient, vom reuși să ne raportăm diferit la puiul de om care așteaptă să primească sprijin emoțional de la adulții mai experimentați. Reacționăm adesea în funcție de ceea ce am primit în copilărie. Dacă n-am fost ascultați, dacă ni s-a cerut să rămânem tăcuți, ne vom speria de emoțiile intense și zgomotoase ale copilului nostru. Dacă părinții ne-au amenințat și ne-au speriat, este cel mai probabil să recurgem la același stil în raport cu puiul de om. Puterea este în mâinile noastre, o putem cultiva în mod conștient, din iubire pentru copilul ce depinde de noi. În următorul video voi vorbi despre condiționarea prin pedepse. Veți afla pe scurt ce efecte au pedepsele pe termen lung și de ce nu sunt avantajoase pe termen mediu și lung.